Bine v-am regăsit! Cu acest videoclip reiau seria rezolvărilor de probleme și voi rezolva azi o frumoasă problemă de optică, importantă pentru că ajută la înțelegerea principiului reversibilității razelor de lumină și pentru că demonstrează că nu putem rezolva probleme fără să cunoaștem teoria, toată teoria. Să vedem enunțul. Pentru rezolvare avem nevoie doar de formulele lentilelor, cele pe care le vedeți acum, prima relație a lentilelor și a doua, care se mai numește și mărirea liniară, formula măririi liniare. Și mai avem nevoie, așa cum v-am prevenit, și de principiul reversibilității razelor de lumină. Acesta spune că dacă schimbăm sensul în care se propagă lumina, razele de lumină își păstrează mersul, adică traseul lor geometric nu se schimbă. Toată teoria de care aveți nevoie pentru rezolvarea problemelor cu lentile o găsiți în cursul de optică geometrică cu același nume, lentile. Am pus linkul în descriere. Am făcut două desene care ne ajută să înțelegem ce spune enunțul. Vă recomand ca, în general, să nu încercați să rezolvați probleme de optică fără desene, decât atunci când e vorba doar despre o simplă aplicare a datelor într-o formulă. Pentru că fără desen, riscul de a greși este mult, mult mai mare decât în cazul în care folosim un desen. Nu degeaba se numește partea opticii care studiază imaginile optica geometrică. Puteți vedea în desen obiectul desenat cu roșu și imaginea lui desenată cu albastru. Imaginea se formează pe ecranul notat cu E. Dacă deplasăm lentila, fără a deplasa nici obiectul, nici ecranul, așa cum spune enunțul, găsim o altă poziție a lentilei pentru care obținem o imagine pe ecran. Este poziția pe care o vedeți în al doilea desen. După cum se vede și după cum știm din teorie, atunci când lentila este mai aproape de obiect decât de imagine, imaginea este mărită. Iar atunci când lentila este mai aproape de imagine decât de obiect, imaginea este micșorată, așa cum puteți observa în această animație. Pentru prima poziție a lentilei, putem scrie relația 1 pe x2 minus 1 pe x1 este egal cu 1 supra f. Pentru a doua poziție putem scrie 1 pe x2 prim minus 1 pe x1 prim este egal tot cu 1 pe f, pentru că avem aceeași lentilă. Este vorba despre aceeași lentilă. Mai putem observa din desene următoarele relații. X1 plus x2 este egal cu distanța d mare, dar pentru că x1 este negativ în convenția pe care o folosim noi, trebuie să-l luăm în modul. Și de asemenea, modul din x1 prim plus x2 prim este tot egal cu d, pentru că am deplasat doar lentila, n-am schimbat poziția obiectului și a ecranului. Așa că distanța dintre ele, notată pe desen cu D mare, a rămas aceeași. De asemenea, deoarece știm că deplasăm lentila cu distanța D mic, mai putem scrie modul din X1 plus D mic este modul din X1 prim. Se vede pe desen. Și de asemenea, X2 minus D este egal cu x2 prim. Și am reușit să scriem 6 ecuații. Avem câte necunoscute? X1, x2, x1 prim, x2 prim,
și F mic, distanța focală. Pentru că de mare este dat în enunț. Așa că putem să rezolvăm problema, dar pare să fie nevoie de multă muncă. Și acum vă rog să priviți ambele desene ca să putem vedea cum ne poate ajuta principiul reversibilității razelor de lumină în rezolvarea acestei probleme. Ceea ce voi spune acum este un exemplu foarte bun pentru a înțelege că la baza rezolvării problemelor, ca de altfel la baza tuturor lucrurilor, stă teoria. Principiul reversibilității ne spune că imaginea și obiectul sunt interschimbabile. Adică dacă imaginea ar fi obiect, atunci imaginea lui ar fi în poziția obiectului. Sau altfel spus, putem considera că obiectul este albastru și imaginea este roșie, deoarece dacă schimbăm sensul razelor de lumină, mersul lor rămâne același. Dar asta înseamnă că fiecare dintre cele două imagini este de fapt imaginea în oglindă a celeilalte. Vedeți că dacă rotesc una dintre ele, ea devine aceeași imagine cu imaginea care nu a fost rotită. Adică distanța x1 în prima imagine este în modul egală cu distanța x2' din a doua imagine, iar distanța x1' în modul în a doua imagine este distanța x2 din prima imagine. Deci principiul reversibilității ne spune că pozițiile lentilei în cele două cazuri sunt simetrice față de mijlocul distanței dintre obiect și ecran. Și un principiu care aparent n-are legătură cu rezolvarea problemelor ne ajută mult în rezolvarea acestei probleme, pentru că acum putem calcula distanțele x1 și x2, după cum veți vedea imediat, fără să folosim această mulțime de ecuații. În acest desen puteți vedea ambele poziții ale lentilei și știm acum că ele sunt simetrice față de mijlocul distanței de mare. Așa că putem să scriem, considerând toate distanțele pozitive, toate distanțele din desen, deci acum nu le atribuim și semne, le considerăm doar distanțe, putem scrie că d mare minus d mic este 2x. Se vede că dacă scădem d mic din d mare, rămâne de 2x. Și asta înseamnă că x este egal cu d mare minus d mic supra 2. Dar dacă comparăm acest desen cu primul desen pe care l-ați văzut, observăm că x1 din acel desen este, de fapt, egal cu x. Sigur, în modul, pentru că acolo deja avem semne, lucrăm cu convenția de semne. Iar x2 se vede că este d mare minus x. Și atunci avem pentru x valoarea 80 de centimetri minus 40 centimetri supra 2 și înseamnă că x este 20 de centimetri și atunci x1 este minus 20 de centimetri, acum mă refer la al doilea desen, și că x2 este d mare care este 80 de centimetri, minus x 20 de centimetri, egal cu 60 de centimetri. Și x2 și x1 sunt pozițiile obiectului respectiv imaginii sau imaginii respectiv obiectului, că le-am spus în ordinea asta, așa că putem să le folosim ca să calculăm distanța focală și să răspundem la prima întrebare. Avem așa, 1 pe F, știm că este egal cu 1 pe X2 minus 1 pe X1, adică 1 supra F este egal cu X1 minus X2 supra X1 înmulțit cu X2, ceea ce înseamnă că F
este x1 înmulțit cu x2 supra x1 minus x2. Și acum putem înlocui cu valorile pe care le avem și găsim că f este minus 20, nu mai scriu unitățile de măsură pentru că toate sunt în centimetri, înmulțit cu 60 supra minus 20 minus 60. Adică f mic va fi minus 20 înmulțit cu 60 supra minus 80. Și aici se simplifică cu 4, cu 20 și rămâne 4. Și găsim că f mic este 60 împărțit la 4, 15 cm. Și am răspuns la prima întrebare. Distanța focală a lentilei noastre este 15 cm. Și sper că ați observat cât de mult s-a simplificat rezolvarea dacă am folosit principiul reversibilității. În loc să folosim 5 ecuații câte ne-ar fi trebuit, totul s-a redus la câteva relații simple care pleacă de la acest desen. A doua întrebare era cât este raportul dintre dimensiunile celor două imagini corespunzătoare celor două poziții ale lentilei. Dacă vă uitați la cele două desene și țineți seama de ceea ce am calculat un pic mai devreme, atunci avem următoarele valori pentru mărimile care apar pe desen. F mic este 15 cm, x1 este minus 20 cm, x2 este 60 de cm. Și în a doua poziție a lentilei, x1 prim este minus 60 de centimetri și x2 prim este 20 de centimetri. Și pentru a răspunde la această întrebare, ne vom folosi de formula măririi liniare, care în cazul lentilelor este egală cu raportul dintre x2 și x1. Beta, mărirea liniară, este raportul dintre x2 și x1. Atunci, pentru prima poziție a lentilei, beta va fi, aveți valorile scrise pe tablă, 60 de centimetri supra minus 20 de centimetri. Deci, în acest caz, beta este minus 3. Minus, semnul minus, ne arată că imaginea e răsturnată. Pe noi asta nu ne interesează deocamdată, ne interesează cât e de mare. 3 ne arată că este de 3 ori mai mare decât obiectul. Pentru a doua poziție a lentilei avem beta 2 egal cu, vedeți acolo valorile pentru x1' și x2', 20 cm supra minus 60 de cm. Deci beta 2 este minus 1 pe 3. Semnul ne arată din nou că și în acest caz imaginea este răsturnată. E normal să fie așa pentru că și această imagine este reală. Ambele imagini sunt reale din moment ce pot fi prinse pe un ecran. Dar de data asta imaginea este de 3 ori mai mică. Și dacă în primul caz imaginea a fost de 3 ori mai mare și acum este de 3 ori mai mică decât obiectul, asta înseamnă că raportul dintre cea mai mare imagine și cea mai mică, corespunzătoare celor două poziții ale lentilei, este 9. De fapt, putem scrie beta 1 supra beta 2, se vede că este 3 pe 1 pe 3, minus cu minus ne dă plus, adică este 9. Deci raportul dintre imaginea mare obținută pentru cele două poziții ale lentilei și imaginea mică obținută este 9 și am răspuns și la partea a doua. A treia întrebare era care este valoarea minimă a distanței dintre obiect și ecran pentru care putem avea două poziții ale lentilei în care lentila să dea imagine reală pe ecran. Mă voi folosi din nou de aceste două desene.
Știm că prima relație a lentilelor spune că 1 pe x2 minus 1 pe x1 este egal cu 1 supra f. Dar dacă compar al doilea desen cu primul, observ că x2 este de fapt d minus x. Dar pentru că x este negativ în convenția de semne pe care o folosim, trebuie să scriu d minus modul din x sau x2 este d plus x. Iar x1 este x. Și atunci relația lentilelor devine 1 supra d plus x minus 1 supra x este egal cu 1 supra f. Și această relație se poate acum transforma într-o ecuație de gradul 2. Să aducem la același numitor, vom avea x minus d minus x totul supra x pe lângă d plus x este egal cu 1 supra f. X se reduce la numărător și avem x pe lângă d mare plus x, adică x pătrat plus dx este egal cu minus f ori d mare. În final, x pătrat plus d mare x plus f mic ori d mare egal cu 0. Aceasta este ecuația de gradul 2 despre care vorbeam. Discriminantul ei, delta, este d pătrat minus 4fd. Și se mai poate scrie d mare lângă d mare minus 4f. Și ca să avem soluții, discriminantul trebuie să fie pozitiv, mai mare decât 0. Dar această condiție este îndeplinită dacă d mare este mai mare decât 4f. Și am răspuns și la a treia întrebare. Distanța dintre obiect și ecran trebuie să fie mai mare decât de 4 ori distanța focală a lentilei pe care o folosim. Și în aceste desene puteți vedea că, într-adevăr, distanța de mare este în ambele cazuri mai mare decât distanța 4f mic. Vreau să adaug ceva, deși problema nu ne întreabă nimic altceva, mai putem calcula un lucru foarte interesant și foarte important pentru rezolvarea altor probleme, și anume putem calcula care este distanța minimă dintre un obiect și imaginea lui reală dată de o lentilă convergentă. Și pentru asta plecăm de la cazul în care discriminantul ecuației noastre ia valoarea 0. El ia valoarea 0 atunci când d mare este egal cu 4f. În acest caz, soluțiile ecuației noastre sunt confundate, deci avem o singură valoare numerică. Ceea ce înseamnă că, așa cum vedeți în acest desen, acum lentila trebuie să fie la mijlocul distanței de mare pentru a da o imagine reală a obiectului. Și în acest caz, aceasta este singura poziție a lentilei pentru care avem o imagine reală pe ecran. Deci nu mai există două poziții în acest caz. Derivata funcției noastre este 2x plus d. Și știm că acolo unde derivata se anulează, funcția are un extrem. Să punem condiția egal cu 0. În cazul nostru, extremul nu poate fi un maxim, pentru că nu există un maxim pentru distanța de la obiect la imagine, deoarece imaginea poate să fie la infinit. Înseamnă că trebuie să avem un minim. Și se vede că acest minim se realizează atunci când d mare este minus 2x. Nu uitați că x are o valoare negativă conform convenției de semne,
Așa că valoarea lui de mare este pozitivă. Normal, pentru că e o distanță. Distanțele sunt întotdeauna pozitive. Așa că am demonstrat că cea mai mică distanță dintre un obiect și imaginea lui dată de o lentilă convergentă este 4F. Pentru că în acest caz lentila se găsește la mijlocul distanței de mare și distanța de la obiect la lentilă este în modul egală cu distanța de la lentilă la imagine. În acest caz, în care cele două distanțe sunt egale în modul, avem cea mai mică distanță dintre un obiect și imaginea lui, iar distanța este 4F, este de 4 ori distanța focală. Aceasta a fost problema de azi. Vă mulțumesc pentru atenție, succes în studiul fizicii, la revedere!